Bine ați revenit la Lumea nu este cum crezi. Ultimele materiale din această serie au fost cele mai multe dedicate unor aspecte tehnice sau teoretice, dar azi vreau să vorbesc despre un aspect practic, unul foarte important legat de educație. Sunt sigur că ați auzit elevi și probabil și părinți punând una dintre următoarele întrebări. Ce rost are să învățăm tot felul de lucruri care nu ne interesează? Sau, ce rost are să învățăm lucruri de care n-avem nevoie în viață? Sau, de ce trebuie să învățăm tot felul de lucruri degeaba? Ei bine, azi voi încerca să vă arăt, odată că aceste întrebări sunt cel puțin absurde, și apoi că nu există învățat degeaba. Să pornim de la lucruri care nu mă interesează. Cum poate o persoană care nu știe nimic sau mai nimic despre ceva să știe totuși că acel lucru nu interesează? Vă dau un exemplu. Un elev din clasa a 7-a, care tocmai a început studiul chimiei, spune după câteva ore de studiu, nu-mi place chimia. E normal ca el să nu înțeleagă absurditatea acestei afirmații, și anume că n-are de unde să știe dacă îi place sau nu chimia, pentru că încă nu știe nici a milioana parte din chimie. Este ca și cum am vedea un preparat culinar undeva departe, într-o vitrină frigorifică, abia l-am vedea și am spune, nu-mi place mâncarea asta, nu vreau să o gust. Ceea ce nu este normal este ca părinții elevului respectiv să nu sesizeze absurdul și să tolereze astfel de afirmații. Pentru că așa se ajunge la generalizarea îngrozitoare pe care, din păcate, o auzim destul de des, copilului meu nu-i place să învețe. Puține afirmații sunt mai triste și mai dezastroase pentru viitorul unui copil decât asta. Mai ales că ea este întotdeauna falsă. Nu există om, și în special copil, căruia să nu-i placă să învețe dacă este îndrumat, supravegheat și ajutat așa cum trebuie. Iar aceste lucruri nu le poate face școala singură, ci doar împreună cu părinții. Așa că, dragi părinți, dacă pe copilul vostru nu-l interesează nimic din ceea ce se predă la școală, vina nu este a lui, este a voastră. Factorul decisiv pentru atitudinea elevului față de școală îl reprezintă părinții. Și încă ceva foarte important. Școala trebuie să învețe pe elevi, printre multe altele, că în viață nu facem doar ceea ce ne interesează și doar ceea ce ne place. Un om adevărat are morală și caracter, ceea ce înseamnă că întâi face ceea ce trebuie să facă și apoi, în timpul care îi rămâne, face ceea ce îi place și ceea ce îl interesează. Sigur că ideal ar fi ca ceea ce trebuie să facem să fie și ceea ce ne place să facem. Dar pentru majoritatea oamenilor, în cea mai mare parte a timpului, aceste lucruri sunt diferite. De altfel, nimeni nu face tot timpul ceea ce îi place să facă. Aceasta este o caracteristică a statutului de ființă umană. Dacă vrei să fii om, trebuie să înțelegi și să accepți acest lucru. A doua întrebare. De ce trebuie să învățăm tot felul de lucruri de care n-avem nevoie în viață? Întrebarea e absurdă din mai multe motive, dar cel mai evident este următorul. N-au de unde să știe nici elevul și nici părinții lui care sunt cunoștințele de care va avea el nevoie în viață, pentru simplul motiv că nimeni nu cunoaște viitorul, cu excepția, evident, a mamei Omida și a urmașilor ei. Dar nici elevul și nici părinții lui nu știu ce va ajunge el în viață, ce meserie va avea, cu ce se va ocupa. Dacă ați ști de câte ori am auzit foști elevi spunând cam așa, acum îmi pare tare rău că n-am învățat la, și urmează o anumită materie de studiu,
pentru că m-ar fi ajutat să mă adaptez mai repede și mai ușor la ceea ce fac acum, la meseria pe care o am. Sigur, când vorbesc despre lucruri care nu interesează pe unii, nu mă refer și la lucrurile de bază pe care le-am învățat la școală, de pildă la ceea ce am învățat în școala primară. Pentru că sper că nimeni nu susține, că nu-i folosește la nimic faptul că știe să citească și să scrie, să vorbească cât de cât inteligibil, să facă operații aritmetice elementare, să înțeleagă rolul disciplinei și al ordinii și alte lucruri care stau la baza vieții noastre sociale. Dacă cineva susține că nici măcar aceste lucruri n-au rost, acea persoană susține de fapt că n-are rost să fii om. Dar, deși e foarte greu de crezut, să presupunem că un elev nu va avea nevoie niciodată de nimic din ceea ce învață la liceu. Oare în acest caz ar învăța degeaba aceste lucruri? Așa ajungem la tema principală a acestui material și anume la întrebarea mai generală: de ce trebuie să învățăm? Din mulțimea de motive care există, azi vreau să vă prezint trei. Primul, de câte ori învățăm ceva, în creierul nostru se formează noi legături între neuroni. Asta înseamnă că după ce am învățat ceva, orice, din oricare domeniu, vom avea un creier care poate gândi mai bine, un creier mai puternic. Învățarea este cea care îi face creierului upgrade. Învățarea ne face mai inteligenți. Atunci când un om are de rezolvat o problemă, teoretică sau practică, sau când trebuie să înțeleagă sau să învețe ceva nou, se va descurca cu atât mai bine și mai ușor, cu cât a învățat mai multe în perioada copilăriei și a tinereții, indiferent cărui domeniu au aparținut cunoștințele pe care le-a învățat. Pentru că el are un creier obișnuit să învețe. Deci primul motiv este următorul. Merită să învățăm, pentru că în acest fel devenim mai inteligenți. Al doilea motiv. Cunoștințele de cultură generală pe care le dobândim la școală și în general învățând și citind sunt fundația pentru cunoștințele de specialitate pe care ni le însușim pentru a ne pregăti pentru o anumită meserie, indiferent despre ce meserie vorbim. Șansa să devii un medic bun, un tâmplar bun, un mecanic auto bun, un ITist bun, orice, este cu atât mai mare cu cât ai învățat mai multe și ai o cultură generală mai bogată. La fel cum șansa ca o casă să fie durabilă și trainică este cu atât mai mare cu cât este mai bună fundația casei respective. Știu că toți cei care n-au învățat la școală mă vor contrazice spunând, și chiar mă aștept la astfel de comentarii, eu n-am învățat în școală și totuși am devenit un foarte bun ceva. Dar astfel de comentarii n-au nicio logică, pentru că cei care le fac nu știu cât de bune ar fi fost în meseria pe care o au dacă ar fi învățat. Și cu siguranță ar fi fost și mai buni decât sunt acum. De unde știu? Asta ne arată statisticile. Cei care au fost elevi silitori ajung într-un procentaj mult mai mare decât ceilalți buni în meseria pe care o vor practica, indiferent care este meseria respectivă. Nu există specialiști inculți, pentru că înainte de a deveni specialist, trebuie să-ți faci o bază, o fundație pe care să clădești cunoștințele de specialitate și dacă n-ai cultură generală, n-ai pe ce să clădești și ai ochelari de cal, nu poți să faci legături între lucruri. Un medic nu poate deveni specialist într-un domeniu dacă nu cunoaște medicina generală. Și nu poate cunoaște medicina generală fără să cunoască anatomie și fiziologie. Și nu poate cunoaște anatomie și fiziologie dacă nu are cunoștințele de bază de fizică și chimie și așa mai departe. Și acest lucru se poate generaliza. Nu poți deveni un specialist bun în nimic dacă nu ai cunoștințe de bază, dacă nu ai nici un pic de cultură generală. De pildă, pretenția de a fi psiholog fără să fi citit marile romane psihologice ale literaturii universale
ar putea fi comică dacă n-ar fi atât de tristă. Deci al doilea motiv pentru a învăța, indiferent ce și din ce domeniu, este acela de a pregăti o fundație pentru cunoștințele de care vei avea nevoie în meseria ta, indiferent care va fi meseria respectivă, pentru că orice meserie are nevoie de teorie, de cunoștințe. Fără acestea nu vei fi decât un amator. Deci învățăm ca să avem pe ce pune cunoștințele de specialitate, ca să scăpăm de ochelarii de cal, ca să putem face conexiuni între lucruri și fenomene. Al treilea motiv. Cunoștințele generale, ceea ce numim cultură generală, ne dau discernământ. De pildă, chiar dacă ai o meserie care aparent n-are legătură cu știința, dacă ai cunoștințe de bază, de fizică și chimie, atât cât se învață la liceu, nu vei crede toate escrocheriile de pe internet. Vei avea capacitatea de a deosebi posibilul de imposibil, adevărul de fals, utilul de inutil și nu-ți vei mai cumpăra, aruncând bani pe fereastră, generator HHO, aparat care conectat la priză reduce factura la energie electrică, magneți care te vindecă de tot felul de boli și cristale care fac să pogoare asupra ta energiile pozitive ale Universului. Și nici nu vei mai refuza să te vaccinezi, crezând că se pot pune chipuri în vaccin, că dacă te vaccinezi o să-ți crească coadă, și că 99,9% din medicii din lume s-au hotărât să-ți ascundă ție adevărul. Deci al treilea motiv este acela că învățătura îți dă discernământ. Nu vei mai fi atât de ușor păcălit. Există încă multe alte motive pentru care este bine să înveți, cum ar fi formarea caracterului, descoperirea adevăratelor valori ale vieții, creșterea speranței la o viață fericită și interesantă și altele. Poate că voi vorbi altă dată despre ele, dar acum, în final, vreau să le pun eu o întrebare celor care întreabă de ce trebuie să învățăm, ce rost are să înveți. Și întrebarea mea este ce rost are să nu înveți, sau altfel formulată, ce câștigi dacă nu înveți. Îi e teamă cuiva că îi se umple creierul? Nu. Spre deosebire de un calculator, creierul își face cu atât mai mult loc în memorie cu cât învățăm mai mult. Iar limitele lui de învățare și memorare sunt atât de mari încât n-am putea să le atingem nici dacă am trăit mai multe vieți. Și atunci, de ce să nu învățăm? Ca să facem ce în timpul în care am fi putut învăța? Să privim ore în șir ecranul telefonului ca să vedem cum se plimbă cunoștințele noastre, să ne uităm la ce poze și-au mai făcut, la noua frizură a unei vedete, la aparate perpetuum mobile care de fapt nici nu funcționează, la noile modele de telefoane și culorile lor, sau la o nouă provocare în care trebuie să ne băgăm înghețată în urechi. Nu credeți că întrebarea ce rost are să-mi pierd timpul cu astfel de lucruri este mult mai pertinentă decât întrebarea ce rost are să învăț? Așa că poate cel mai bun răspuns la întrebarea de ce trebuie să învăț este de ce nu? Voi încheia spunându-vă următoarele. Prietenii buni, cei care merită să fie păstrați, sunt cei care dau sfaturi bune. Iar sfatul meu este, indiferent ce vârstă aveți, învățați și citiți, vă asigur că vă va fi de folos. Veți deveni un om mai bun și mai inteligent. Dacă credeți că se poate învăța degeaba, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!